Bună seara, doamnelor, domnilor! Urmăriți în continuare programul informativ Evenimentul Zilei. Criza din anul acesta a devenit o adevărată problemă pentru oameni. Asta nu însă și pentru cei care întreaga viață le este o criză. Acesta este cazul unei familii de 20 de romi din orașul Soroca, care locuiesc toți în același apartament. În timp ce unii romi duc o viață împărătească în palatele din dealul țiganilor, alții abia își duc traiul. Este cazul familiei Pleșco din orașul Soroca, care trăiește într-o sărăcie lucie. Pentru că n-au un acoperiș deasupra capului, doi din cei 6 copii ai Rite Pleșco locuiesc împreună cu familiile, cu mama lor într-un apartament cu o cameră. Sunt în total 23 de persoane. Cel mai în vârstă membru al familiei are 54 de ani, iar cel mai mic doar 2 săptămâni. Niciunul dintre adulți nu lucrează, astfel că nu au o sursă stabilă de venit. Am 6 luni de când nu lucrez. 6 luni. Cât eram pe picioare, lucram. Dar mă bolnăjit și nu pot, om câte zeci până și n-ajunge. Fiul proprietarii spune că și-ar dori să lucreze pentru a-și putea întreține familia, dar nimeni nu-l angajează pentru că nu are studii. Bărbatul spune că nici frații de sânge nu mai sunt solidari așa cum erau pe vremuri. Dacă ce să vă zic, că mă ia de zi să mă înțelegeți? Așa la bogat nu e seama la sărac. Bogat la bogat trage, sărac la sărac trage. Dar e ca și la noi. Eu lucrez la țăgani în bar, în Borșiță, și 200 de lei primești pe o lună și nu ajută. La cei 28 de ani ai săi, fiica proprietarii are 7 copii, își crește copiii de una singură. Nu lucrează pentru că mereu este în concediu de maternitate. Copiii de vârstă școlară au stat toată iarna acasă, iar cei mai mici de mult n-au mai ieșit afară pentru că nu au cu ce se îmbrăca și cu ce se încălța. Eu nu umb la școală că n-am și îmbrăca. Să fie n-am și îmbrăca în picioare, n-am călțămin. Am călțămin, nu... Când... Srupte și e frig roșu atunci. Nu dormim noapte. Supată. Pe podeală, pe pat, dormim. Trăiesc mai mult din mila oamenilor cu inimă bună, iar focul îl fac cu resturile aruncate la gunoi. Zvârli țigani cărbunile și noi strângem acele arsă și punem pe foc. Și bă caldă la copii, să nu... Moară de frică. Eu la vara 5 mă duc cu cușerutul, cu cuptilul în brață, ia că cuptilul am de 2 săptămâni și eu mă duc cu cușerutul. Că să iau niște pâini, niște mâncare la coptii, că nu ajunge la tăți coptii mâncare. Nici organizațiile neguvernamentale nu pot rămâne indiferente față de sărăcia în care trăiesc aceste două familii. Fără ajutorul lor, cu greu ne putem imagina cum ar supraviețui acești oameni. Copiii au nevoie de hrană, de căldură, de îmbrăcăminte, de încălțăminte, de susținere morală și socială. Și noi cât de cât venim să le punem umărul și să le acordăm luna aceasta 9 porții. Adică din aceste 9 porții să se alimenteze toată familia aceasta numeroasă. Asistenții sociali încearcă și ei cum pot să ajute aceste două familii. Pe parcursul anului 2009 le s-au dat 2 paturi cu saltele, 4 pachete cu produse alimentare lunar. Acești copii sau aceste familii beneficiază de un ajutor social în mărime de 1485 de lei. Preda Angela, care a născut 2 copii gemeni, a primit și un ajutor din partea Direcției Asistenței Sociale, un ajutor material în sumă de 2000 de lei. Săraci lipiți pământului, acești oameni se pare că s-au complăcut în starea aceasta și nici nu încearcă prea mult să facă ceva pentru a schimba viața lor și a copiilor lor. O veste bună pentru creștini. De astăzi a început să activeze biserica de la Soroca Nouă. Primul serviciu divin a fost oficiat de un sobor de preoți în frunte cu protopopul de Soroca, Nicolae Craveț. Mai bine de 10 ani, la Soroca Nouă s-a încercat să se construiască o biserică. Acest lucru a reușit abia acum. La primul nivel al bisericii s-a oficiat astăzi și primul serviciu divin. Doamne, Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși.
Biserica s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru creștinii care au venit să se roage aici. Și ne rugăm la Dumnezeu și putem gine pașii și să putem veni la Sfânta Biserică. Dacă ies la Sărocă nou, tare suntem bucuroși că s-a deschis biserică, am venit la Sfințenie să ne rugăm. Pentru cei de la Sărocă nou și pentru noi, e o bucurie mare că avem acum un locaș nou, sfânt, unde putem să venim să ne rugăm. Și am așteptat această zi deoarece trăim aici alături și ne-a făcut o mare plăcere să participăm la deschiderea bisericii. Suntem bucuroși că avem biserica alături de noi. Construcția acestei biserici este administrată de preotul Andrei Seredenco, care spune că această zi a fost mult așteptată. Mulțumim toți creștinii cei de bună credință care au contribuit până la momentul actual și de acum înainte pentru edificarea acestui Sfânt Lăcaș și cerem mila lui Dumnezeu ca să săvârșim Sfintele și Dumnezeiesele liturghii în liniște și să ajungem la Sfânta și Dumnezească învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Biserica din regiunea Soroca Nouă va avea două nivele și va purta două hramuri, Sfinților Apostoli Petru și Pavel și Sfântului Serafim de Sarov. Conducătorii auto care urcă în stare de ebrietate la volan riscă să rămână fără permis și asta minimum pe 3 ani. Care este situația la Soroca, ne spune în continuare colega noastră Elena Celac. Potrivit poliției rutiere, o bună parte din accidente sunt produse din cauza șoferilor în stare de ebrietate. Acest lucru de cele mai multe ori duce la tragedii. În 40% din accidente rutiere săvârșite în raionul Soroca, au fost implicați conducători auto în stare de ebrietate. Unii persoane au decedat și alte 5 persoane s-au ales cu diverse leziuni corporale. Șoferii sunt conștienți de pericol, ba chiar îi critică pe cei care urcă la volan în stare de ebrietate. Nu trebuie să urce la volan, bieți. De ce? Mă bat la rugă, nu merge cum trebuie. Dumneavoastră ați urcat vreodată în stare de ebrietate la volan? Nu. Poate să dea la alți complicații așa care să facă accidente sau să călicească unul pe altul. Dumneavoastră ați urcat vreodată? Nu. Cum să spun? Aspru să îi pedepsească. Aspru. Alt părere și... Dumneavoastră ați urcat vreodată? Așa pe aproape, dar în oraș nu mă vrede. Dacă la un unt așa, o lecuțică, 50 grame, mai mult, nu. Cu toate că șoferii spun că știu la ce poate duce beția la volan, poliția afirmă că are 10 de cauze penale, întocmite pe această linie. Pe parcursul anului 2009, în raionul Soroca au fost înregistrate 154 cazuri de conducere a mijloacelor de transport în stare de ebrietate, care în vedere grad minim. Grad avansat au fost înregistrate 42 cazuri, unde au fost intentate dosare penale. Anul 2010 au fost depistate 10 cazuri, care sunt în gestiune până în momentul de față. Cei care urcă băuți la volan sunt pedepsiți usturător. Pe cauzele penale au fost primite diverse hotărâri, cum ar fi muncă nenumărată în folosul statului de 160 de ore, amendă de la 8.000 până la 12.000 de lei, cât și lipsire de drepturi de a conduce mijlocul de transport pe un termen până la 5 ani de zile. Ce ține de cazurile contravenționale de la 0,3 până la 0,38 promile a gradului de ebrietate în sânge, au fost lipsiți de dreptul de a conduce mijlocul de transport 111 persoane. Viața are prioritate, dar asta în mare parte depinde de conducătorii auto. Acestea au fost știrile zilei pe care le puteți urmări și pe site-ul nostru la adresa sortv.info.md. Și nu uitați, dacă ați fost martorul unor evenimente sau aveți imagini care pot deveni o știre la SORTV, telefonați-ne la 3 34 22. Vă doresc o seară bună, desigur, alături de SORTV. La revedere!